Bun găsit la meditația de seară despre înțelegând valoarea educației. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Singurii care pot interpreta și utiliza în mod corect cunoștințele științifice sunt creștinii, deoarece adevărata valoare a științei nu poate fi apreciată decât dintr-o perspectivă religioasă. Procedând în felul acesta, oamenii vor ajunge să îi se închine lui Dumnezeu, care este autorul științei. Numai o minte nobilată prin harul lui Dumnezeu poate înțelege valoarea autentică a educației. Atributele lui Dumnezeu, așa cum sunt reflectate în lucrările creației sale, pot fi recunoscute și admirate doar în măsura cunoașterii personale a Creatorului.